Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume.
ce fugi de jertfa crucii tot mereu. Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărătășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț.
ține mai pe toți de satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare de pierzătoare pe pământ, culind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 20 martie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților cuvioșilor părinți uciși de arabi în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Acești sfinți părinți, adunându-se din diferite locuri, petreceau la mănăstirea Sfântului Sava, slujind pe Dumnezeu cu multă nevoință și cu frumoasă viețuire. Dar diavolul cel pismaș și urător de bine a ridicat asupra lor pe etiopienii cei păgâni, care socoteau să găsească la ei mulțime multă de bogăție. Fiindcă după ce au venit în mănăstire nu au găsit nimic, atunci pe unii dintre viețuitorii de aici au despicat cu sabia în două, pe alții i-au împuns cu sabia încât sângele lor curgea pretutindeni, altora le-au tăiat capetele, iar pe alții i-au ucis după ce i-au supus la diferite chinuri. Iar cuvioșii, mulțumind lui Dumnezeu, și-au dat sufletele, dobândind viața cea fericită și veșnică a împărăției cerurilor, pentru care au îndurat și truda pusniciei și lupta lor mucenicească. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei, acest preacuvios părinte al nostru și mărturisitor, pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor icoane, era episcop al Apoloniadei și era nu numai credincios și evlavios și cu totul drept în credința lui, ci și milostiv și plin de dragoste față de oameni, vestit în cunoștințe și în cuvânt. Fiind silit să se lepede de închinarea la sfintele icoane ale Domnului nostru Iisus Hristos și ale preacuratei sale maici, ale sfinților îngeri și ale tuturor sfinților și neplecându-se, a fost condamnat la surghiun și supus la chinuri de neîndurat. Din pricina acestora, îmbolnăvindu-se cumplit, și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor șapte femei celor din Aminsos, Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matroana, Iuliana, Eufimia și Teodosia. Aceste șapte sfinte femei au trăit pe vremea împăratului nelegiuit Maximian, acesta pornind o prigoană mare împotriva creștinilor, în cetatea Aminsos au fost aduse în fața mai marelui cetății aceste șapte femei pline de curaj. Și mărturisind că sunt creștine și spunând mai marelui cetății că este un om crud, lipsit de omenie și vrăjmaș, mai întâi au fost lovite cu toiege, după ce au fost dezbrăcate, apoi li s-au tăiat sânii cu sabia. După aceasta au fost pânzurate și li s-au sfâșiat trupurile cu ghiare de fier, până când li s-au văzut cele dinăuntru și în cele din urmă au fost aruncate într-un cuptor cu foc, dându-și astfel sufletele lor Domnului. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Rodian, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Achile Eparhul, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Lolion, care cu pumnii fiind lovit s-a săvârșit, tot într-o această zi, și pomenirea Sfântului Noului Mucenic Miron Criteanul, care a mărturisit în Creta la anul 1793 și care prin sugrumare s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.